După ce s-au închis ușile, Dediș le povestea băieților că doamna Ioana a făcut show, că i-a luat la catering și pe el, și pe Eliza, și pe Albert, și că Albert s-ar fi supărat și a plecat. Iar Albert, care era acolo, trecea prin living, a spus că nu s-a supărat, dar Dediș credea că da. A spus Dediș, Caterinca sau glume de ale doamnei Ioana chiar a făcut show în seara asta, am râs mult. I-a zis că e păcătos, că alergă după mai multe femei și că după ar fi zis doamna Ioana că a glumit. Acum și adevărurile se spun în glumă și Albert menționa de niște replici ale dânsei și Apoi a zis și am zis, domnule, dacă nu ne potrivim acum, ce să facem? Să stăm, să ne chinuim? Probabil făcea referire la Adriana.